Salut! În acest video vreau să-ți arăt cum să depui bani în Binance și care sunt opțiunile tale. În primul rând, ca să poți să depui bani în Binance, trebuie să ai contul tău Binance verificat. Și asta o faci mergând aici, în acest meniu, și apeși pe Identification. Vei vedea toți pașii necesari ca să-ți verifici contul, va trebui să urmezi toți pașii pentru a putea activa depunerea fondurilor în contul tău Binance. Dacă nu te descurci cu pași în limba engleză, ce poți să faci? Să schimbi limba de aici din dreapta sus. Schimbi limba română și sper că asta o să te ajute să urmezi pașii cu ușurință. Dar eu o să schimb înapoi în limba engleză. E mai ușor pentru mine. Și cel mai probabil contul tău este în RON. Banii tu iai în RON și să vedem ce opțiune ai pentru lei. De aici vei putea selecta moneda RON. Dacă miști mouse-ul dispare. Și singurele opțiuni sunt acestea, dintre care cea pe care o poți folosi tu este credit sau debit card. Cealaltă ori sunt mai complicate, ori sunt mai costisitoare. Dacă alegi această opțiune, nu depui lei în contul tău Binance, ci cumperi direct criptomonede cu lei, cu RON. Suma minimă pe care poți să o depui este de 65 de lei. Și poți cumpăra direct aceste criptomonede, ai un număr limitat de criptomonede pe care poți să le cumperi. Plata o vei face cu cardul și comisionul este de 1,8% din valoarea tranzacției. Dacă cumva ai euro, vei schimba aici moneda în euro și îți vor apărea alte două sau trei metode. Card deposit, adică poți depozitezi euro în contul tău Binance pe care apoi poți să-l folosești pentru a cumpăra criptomonede. Sau aceiași pași care ai făcut cu lei, care ai văzut mai devreme, să cumperi direct criptomonede cu cardul folosind un cont în euro, un cont cu un card în euro, sau cash balance, dacă ai deja euro în contul tău, în contul tău Binance, să cumperi astfel criptomonede. Dar dacă apeși pe card deposit, vei ajunge aici și vei vedea că poți depozitezi euro în contul tău Binance folosind un card și cu un comision de 1,8%. Mare atenție aici că, deși poți să depozitezi euro în contul tău Binance, dacă cardul tău este în altă valută decât euro, banca va percepe comisioane în plus și un schimb valutar care nu va fi cel mai bun. Dar dacă folosești un cont Revolut și ai euro în contul tău Revolut sau ai lei pe care poți să-i convertești în euro în contul tău Revolut, astfel vei putea minimiza aceste comisioane. Prefer să folosesc Revolut pentru a face un transfer, un schimb valutar corect de lei în euro și apoi îți depozitez euro în Binance dacă vreau. Sau tot cu euro poți face o tranzacție cu cardul direct, să cumperi criptomonede fără să faci depunere. Și aici îți apar toate criptomonedele pe care poți să le cumperi direct cu euro. Suma minimă de care poți să cumperi este de 15 euro și comisionul este același de 1,8%. Însă există o metodă mai puțin cunoscută prin care îți depui cu comisioane minime pentru un transfer bancar. Transferurile bancare erau înainte disponibile pentru Binance, în schimb au fost nevoiți din cauza legislației să nu mai permită aceste depozite. Sunt zvonuri că le-ar activa în curând, dar până atunci cea mai potrivită metodă de a depozita cu un transfer bancar cu comision minim este să depozitezi dolarul american. Și să vedem, dacă vii aici la portofel, fii atent spot, și alegi depozit, ai opțiunea de a alege USD de aici și după cum vezi poți face un transfer bancar fără comision. În schimb, tu trebuie să ai un cont în dolari pentru a face acest transfer. Dacă nu ai un cont în dolari, poți folosi din nou Revolut și din Revolut schimbi ușor din lei în dolari și faci transferul bancar și o să vezi că comisionul este destul de mic pentru că plătești comision la Revolut. Nu plătești comision la Binance, dar plătești la Revolut. Ce vreau să menționez aici este că atunci când depozitezi în acest mod, tu nu vei avea dolarul american în contul Binance, ci se vor depozita criptomonede stabile și anume BUSD, adică criptomoneda stabilă Binance. O criptomonedă stabilă este o criptomonedă care este exact ceea ce numele presupune,
prețul ei nu fluctuează, ci tot timpul vei putea răscumpăra dolari pentru această criptomonedă stabilă. Adică dacă tu ai 100 de BUSD sau 100 de criptomonede stabile, atunci poți revendica exact 100 de dolari pentru a retrage în contul tău bancar. Deci când îți depozitezi USD cu acest transfer bancar, tu vei avea în cont BUSD pe care poți să-l folosești pentru a cumpăra orice criptomonedă disponibilă pe Binance. Hai să apăs aici pe continue și să zicem că suma pe care vreau să transfer este 50 de dolari, apoi continue. Și două lucruri foarte importante aici: numele contului tău Binance, deci cu ce nume te-ai identificat pe Binance, trebuie să fie identic cu numele contului din care trimiți dolari. Adică fie în Revolut, fie în contul tău în dolari, să ai același nume, altfel nu va fi procesată plata. Și atunci când faci transferul bancar, să treci la referință codul pe care ți-l oferă ei. Deci acestea sunt detaliile bancare pe care tu va trebui să le folosești să faci un transfer către Binance. În acest moment o să-ți arăt ce vei avea de făcut în Revolut pentru a face acest transfer. Am încercat toată după amiaza să filmez în timp real ce fac în Revolut, dar aplicația nu mă lasă. Aplicația Revolut nu-mi permite să filmez în timp ce fac această tranzacție. După cum vezi, eu am făcut deja un transfer către Binance care a fost confirmat. Dar tu ce vei avea de făcut este să vin aplicația Revolut, să apeși pe cele 3 puncte de aici și apoi de la următoarea opțiune să alegi Exchange pentru a converti ce monedă ai disponibilă în Revolut în dolari. Aici am trecut 50, în schimb valoarea corectă este 50.35 de cenți, pentru că acesta este comisionul pe care îl percepe Revolut. Deci dacă tu vrei să trimiți 50, 100, 1000 de dolari către Revolut, să adaugi și cei 35 de cenți la această conversie, să fii sigur că ai suficienți bani ca să faci transferul. Apoi vei apăsa butonul de buy USD cu valuta pe care o ai disponibilă. Te vei întoarce la pagina principală și acum vei apăsa pe butonul de transfer aici. Apoi în colțul dreapta sus îți va apărea acest buton de new pe care trebuie să-l apeși, ca apoi să alegi opțiunea de add a bank recipient. Și cum ți-am zis, nu mi-a permis aplicația să fac nici măcar screenshot-uri pentru a-ți arăta ce ai de făcut, dar acesta va fi următorul ecran, iar tu va trebui să alegi business și să completezi cu detaliile pe care ți le oferă Binance. Cel mai probabil sunt asemănătoare, adică țara, Seychelles, valuta, dolar, iar apoi această informație de pe site-ul Binance: numele contului, numărul contului și codul SWIFT. La company name poți treci Binance, iar la următorul pas, foarte mare atenție aici, la țară va trebui să alegi Statele Unite și să introduci adresa băncii, cea din New York. Aici s-ar putea să ai probleme dacă încerci să alegi adresa pe care ți-o selectează automat, așa că mai bine dai Edit Address Manually, să o introduci manual, pentru că astfel nu vei avea probleme. Să introduci codul poștal, orașul și statul, informațiile acestea le găsești pe pagina Binance. În continuare vei vedea această pagină, de unde trebuie să apeși pe butonul de Send și apoi selectezi suma pe care vrei să o trimiți. Aici, cum ți-am spus, va trebui să ai cei 35 de cenți incluși în suma pe care vrei să o trimiți, deci dacă vrei să trimiți 50 de dolari, atunci va fi necesar să trimiți 50.35 dolari. Acesta este comisionul minim. Dacă trimiți 1000 de dolari, 10.000 de dolari, comisionul va fi același. Iar la referință, foarte important este să treci codul tău de referință pe care Binance l-a oferit și îl vei găsi aici. Acest cod este unic pentru tine și va trebui să introduci codul corect, astfel cât tranzacția să aibă loc în parametri normali. Am testat și eu această opțiune. Aici spune că poate dura între 2 și 4 zile lucrătoare ca să primești banii. În schimb, i-am primit într-o oră și jumătate, deci nu este nici instant, nici foarte repede, dar nu ajung banii nici foarte greu. Și așa cum ți-am spus, în caz că folosești această opțiune, dacă mergi aici la wallet, fii atent spot, când transferul este complet, tu vei primi în contul tău BUSD, pe care apoi vei putea tranzacționa exact cum vrei tu, pe platformă. Ai opțiunea aceasta de a tranzacționa cu BUSD, fiind criptomoneda stabilă a companiei Binance.
Altfel, dacă ai depozitat euro, îți vor apărea exact aici suma pe care ai depus-o și apoi vei putea merge din nou să tranzacționezi cu euro și ai la dispoziție foarte multe perechi de tranzacționare. Iar în caz că vei depui lei, nu vei putea depune lei în contul tău Binance, dar vei putea cumpăra direct criptomonede cu cardul și comisionul este de 1,8% pentru toate tranzacțiile cu cardul de pe Binance. Acestea sunt opțiunile pe care le ai atunci când vrei să depozitezi bani în contul tău Binance și să cumperi criptomoneda pe care ți-o dorești. Iar la fiecare tranzacție, Binance percepe un comision de 0,1%, fie că cumperi, fie că vinzi, există acest comision. Este cel mai mic comision din industrie, însă îl poți scădea și mai mult dacă te înscrii cu codul meu de afiliat. Dacă mergi la catalinoanca.ro/afiliere/Binance, accesezi linkul meu de afiliat și astfel poți beneficia de 10% reducere la toate comisioanele tranzacțiilor pe care le faci pe Binance. Dacă nu ți-ai verificat încă identitatea și ai deja un cont Binance, poți crea un nou cont cu altă adresă de e-mail folosind acest link și apoi îți verifici identitatea, faci depunerile necesare și între timp beneficiezi de reducerea de comision, reducerea de 10% la tranzacționare. Atât am avut să spun despre depunerile în contul tău Binance. Dacă ți-a plăcut acest video și merită un like, știi ce ai de făcut. Dacă nu, accept și dislike, cu condiția să-mi spui ce nu ți-a plăcut ca să pot face mai bine. Și ne vedem în videoul următor.